e unul dintre cei mai apreciați designer români, iar la aniversarea sa de 56 de ani au fost aproape 300 de invitați. E prietenul nostru Cătălin Botezatu. Vedem cum a fost la petrecere, iar apoi îl primim aici alături de noi să ne povestească mai multe. Da, frumos, zic eu, și petrecut alături de 200 și ceva de persoane. Asta am vrut să te întreb, câte sute? 200 și ceva? 200 și ceva, da, da, ceva de genul ăsta. Încă mai vin și mă bucur că toți prietenii mei, chiar dacă mulți ar fi trebuit să plece, unii și-au anulat plecările, alții au venit mai devreme și sunt toți alături de mine. Câți ani de prietenie cu Cătălin Botezatu? 1500! Suntem bătrânei, suntem bătrâni frumoși noi. La 56 de ani arată superb, este sufletul meu. Noi spunem că este cel mai frumos, cel mai deștept, cel mai cel. Tu astăzi ai făcut așa o aroganță, ai fost, vrei să fii îmbrăcat în bani. Auzi, m-am îmbrăcat în 5 minute, mi-am făcut părul singură în alte 5 și make-up-ul în vreo 10, cam așa. Am intrat în club și te-am văzut de la distanță, m-am gândit, zic, wow, Ana a revenit la palmier, celebrul palmier. No, când o să am vreo 70, revin. Descrie-mi-l pe Cătălin, Cătălin, prietenul tău, da? Cătălin, cel de 56 de ani. De, poftim? Cât am avut? 56. 56 de ani? Deci gata, Cătălin e speranța mea. Deci eu dacă arăt ca... precum Cătălin, la vârsta de 56 de ani, mi-ai făcut ziua, jur! Deci Cătălin, din punctul meu de vedere, este cel mai frumos om pe care eu cunosc. E grea, nu? Da, la mine sunt costă, dar nu sunt fecuri, adică sute de mii de dolari, car costă, adică nu sunt... Câte sute de mii de dolari? Sute de mii de dolari? Ai spus sute? No. Hai să nu exagerăm, că nu sunt nici diamante, nici pietre prețioase. Cam cât ar costa, aproximativ? Cred că între 7 și 8 mii de euro. Da. Bun, n-aș vrea să-ți fac un total așa. Am văzut și cureaua acum. Nu știu, cureaua cred că 600... Bun, asta e piesa de rezistență. Asta și este, stai, da. Că am văzut o poșetă, claci sau cum se zice? Eu un portofel. Portofel? Da. Inel, niște încălțări care am luat de la Mykonos. 1800 de euro. 8000 cu 1800 cu 600. Ceva lejer. Deci depășim 10000. Da, dar asta înseamnă avem munca, să știți. Și dacă ai un portofel atât de mare, vreau să știu, este greu, să știți. E plin? Nu știu, dar vedem doar, să-l vezi doar tu. Hai. Nici colegii, nici prietenii, nici cine mi-a făcut, n-a putut să țină în mână. Are 30 de kg. Deci cu totul așa, cât cântărești în seara asta? Eu, valoarea mea cântărează foarte mult, dar ținutele cam 35. La, la, la. Este un om care cred că a ajuns să priceapă sensul vieții. Ce urăm? Sănătate, dacă mă întreb. Îi urez așa 100% sănătate, că în rest le are pe toate. Pentru mine Cătălin Botezatu înseamnă totul. Este un prieten adevărat, pot să vorbesc cu el orice, oricând, oriunde. Mi-a dat foarte multe sfaturi. Este, cum să zic eu, soțul perfect, dragele mele! Mulți trăiască! A fost un tort din șampanii, ceva altceva. Da, nu, tortul s-a servit la masă. Hai să nu mai facem așa cu tortul mirește. S-au adus șampanii, ați văzut. Asta, eu voiam să-l văd așa mare. M-am gândit că anul ăsta am primit un tort imens în spate pentru 300 de persoane, se servește. Am zis că nu mai e nevoie să-l mai scot. Am scos șampanie și curge șampanie. De fapt, șampania a curs de la începutul petrecerii, așa că... Dacă ai tras cu ochiul la cadouri. Nu. Efectiv, n-am avut timp pentru că veneau valuri
și se duceau, biroul e full, e ceva, o grămadă imensă. Că am văzut câteva cadouri și i-am mai întrebat așa lumea ce ți-a adus, vrei să zic eu câteva? Da, zi-mi. Am văzut un tablou foarte, foarte mare. Da. Cine mi-a mai zis cineva că ți-a adus ceva, un parfum care îți place ție foarte mult? Spuneți că nu o fi parfum, Cătălin, botezatul, nu? Am primit foarte multe parfumuri. Mai ai acolo așa, haine și chestii pentru casă. Mi-a zis cineva, chestii pentru casă, nu știu ce înseamnă. Spuneți că te-a luat tigăi din astea, nu? Haine, telefoane, brichete scumpe. Telefoane, mai multe? Am fost acolo. Niște chestii cu briliante am văzut, alea le știu, că mi s-au trimis poze înainte. 56 de ani în buletin, ca să zic așa. De cât te simți tu? Eu? Maxim 28. Alex, recunoaște, tu ești fotomodel sau ai fost fotomodel la Cătălin Botezatu? Nu am fost. Nu am fost, dar... O să fii? Dar... Cine știe, sunt surprize. Eu înainte de Survivor și toate nebunia asta, eu îmi doream, adică eram pe calea asta. Păi și de unde îl cunoști pe Cătălin? După aventura asta, m-a aruncat un ochi pe mine, să spun așa, și mi se pare un om foarte, foarte treabă. Am colaborat, să spun, cu el pentru Revelion, pentru Protevelion, m-a ajutat cu o ținută. L-am sunat și a spus, Cătălin, poți să-mi faci o favoare dacă poți să mă ajungi cu o costumație? Și a spus da. Și eu zic, mama, așa simplu? Am stat, cred că vreo 10 zile să te sun, crezând că eu habar nu am, pentru că nu prea îmi place să cer lucruri și nu știam cum să spun asta. Și a zis, băi, vin acolo? Și a spus da, foarte simplu. Și eu zic, ia uite-o. Zic, bine, ok, zic, wow. Țin să vă spun că eu am așteptat să adorme mămăița. Eram acasă, da. Și cum era să o iei pe mămăița aici la petrecere? Ua, nu pot, mama nu suportă televizorul tare, nu pot. Și am stat cu ea, cu căști din alea de bebeluș, știi că există niște căști din alea. Sincer, ar fi tare, am stat, i-am făcut de mâncare, am vorbit, a dormit și a zis, genucule, mă duc la ziua lui Cătălin Botezatu. Dar ea nu prea înțeles pentru că era adormit, așa? Când o să vin la casă, o să fie speriată pentru că ea când este adormită, ea uită ce vorbesc cu ea și mă întreabă unde ai fost. Ți-am zis, mamaie, înainte unde, dar... În fine, am așteptat să adormă și iată că m-am prezentat aici. Ce nebunie, măi! Aș vrea să mă înțeleg. Ei bine, iată, sărbătoritul Cătălin Botezatu este acum aici, cu un an mai înțelept, mai șarmant și mai tolerant. Să-l poftim și să-i spunem la mulți ani, Cătălin Botezatu! El e, la mulți ani. La mulți ani, să fii sănătos, să fii fericit, tot ce-ți dorești, să luăm un loc. Tortul e pentru tine, să știi. Le-am așteptat și cu tort. Da, zis, domne, nu putem cu șampanie la televizor, dar cu tort putem să te așteptăm. Așa că te aștept... se consideră... N-ai voie să bei la televizor, nu știu, regulile astea pur și simplu sunt exagerate câteodată. Avem niște pălincă în spate aici, pur și simplu trebuie să bem după emisiune. Știu că am mai văzut că în spregața a adus cineva o pălincă. Mai încercăm, ce faci, cum ești? Puțin obosit, da? Dar fericit, pentru că a fost o seară magică pentru mine. Nici nu mi-am închipuit, am făcut-o așa pe repede înainte, dat fiind faptul că a fost săptămâna asta cu multe libere, m-am gândit că foarte multă lume nu o să vină. Și când am început să sun, toți spuneau, vin sau o să mă... Mulți și-au amânat biletele de avion, au venit mai devreme. Asta au plecat. Să fii iubit și să vrea lumea să fie alături de tine. În momentul ăsta îți dai seama, când cineva spune trebuie să mă întorc luni, dar mă întorc, sau duminică, dar mă întorc sâmbătă. Sau, au venit din toată țara și din alte țări. A fost superb și ca niciodată parcă, sau nu știu, de fiecare dată mi se pare așa, unii totul, au venit atât de mult și atât de multe cunoștințe și așa cum spuneai și tu, cred că erau nu știu câte vedete pe metru pătrat, dar toți, nu pentru că erau vedete, ci pentru că îmi sunt prieteni și au ținut să fie... Andrei atunci a tras o concluzie foarte clară, a zis, bă, bărbatul perfect, soțul perfect. Adică... Da. Tot ce e danuat, e nebună, așa e. Da, e nebună, dar asta înseamnă să fie oamenii aproape de tine și să te iubească foarte tare. Da, asta a fost foarte mișto, pentru că a fost din toate zonele, din zona politicului, a oamenilor cu bani, fotbaliști, toate televiziunile, vedete în toate televiziunile. Adică, la un moment dat, nu știam nici eu care să mă împart. Au fost toate televiziunile. Ai rezistat până la ultimul
Petrecăreț? Am închis acolo, de seama, am rămas cu șeful de sală. Nu, de atâta trebuia să dau niște șpagi acolo la chelner, care săraci au nebunit. Îți dai seama că atâtea ore cu oameni care au pretenții și trebuie să le au stat drepti în fața lor. Da, da, da. 56 de ani. Of, da. A trecut repede? Au trecut foarte repede. Știi că la 50 era, am 50, mă, am 51, 52, 55. Ah! Acum cu 6 parcă mi se pare... Mm. Da? Mm-hmm. și cum simți? Păi, nu mă simt, nu mă simt bătrân sau... Eu... Dar te gândești la bătrânețe? Nu. Nu? Că te gândești așa, mamă, 56, mai am 4 ani, fac 60... Uite, am 44, de aia și mă gândesc la 50. Da, ăla. Da, nu, apropo de 60, am zis la 60. Bine, o să-i mai fac eu până atunci cu oare și pe de ce. La 60 am să aduc, am promis și mi-am promis mie, am să aduc una dintre cele mai mari dive să-mi cântă la nivel global. Deci la 60 de ani? Da. La 60 de ani. O fac lat, că pe urmă la 70 de ani nu cred că mai e. Nu cred că mai poți. Deci, nu știu. Așteptăm și petrecerea aia de 60 de ani. Poate vii și tu atunci cu Andra. Vin, cu mare. Bine, nu, au fost, apropo de, uite, cum ești tu, Andra, au fost foarte mulți. Scuzați, în ghilimele sus, pentru că au concerte, mulți au avut concerte. Da, Andra începe astăzi turneile de Crăciun, turneile de colinde. Știu că m-am întâlnit cu Beatman ieri și se ducea la repetiții. Da, la exact. Andra, da. O să fie și Dan Beatman între invitați. Și o întreagă nebunie cu repetiții. Bine, cu... ei, voi, cu ei sunt adevărați artiști și au aceste concerte consacrate la Sala Palatului. Așa, lumea așteaptă cu nebunie concertele Andrei și mai sunt câțiva așa pe degete care contează. Pentru că, știi, restul, cum spun eu, nu prea contează. Sunt meteorici. Cum e, contează și în același timp, cred că ca artist te simți împlinit. Uite, mă uitam acum pentru evenimentele astea, concertul de colinde de la Opera Română o să fie difuzat și pe ProTV în preajma sărbătorilor. Dar mă gândeam cum e și la Cluj pe 23 decembrie, unde 10.000 de oameni. Deja e sold out, știi? Bine, 10.000 de oameni. Andra, adună niște oameni. Da, asta vreau să asta zic. E sentimentul. Și cred că și la el același. În vede atâta oameni, nici nu mai contează. Și tu la energia ta, asta vreau să spun. Că ai avut prezentări unde ai avut mii de oameni care îți transmiteau energia. Aia de la Atena am avut 6.000 de oameni la Acropole. Când mi s-a spus, știi, sunt 6.000 de oameni, tremurau picioarele, dar în același timp eram atât de fericit și de mândru. Da, foarte frumos. Ai reușit să despachetezi așa cadourile? Nu. La mine, în living, e o mare așa de pungi. Mă crezi că am cărat cu mașinile de 3 ori. Până dimineață, deci, au cărat băieții. Trebuie să-ți faci timp așa, să te uiți. Că nu, am văzut așa câteva cadouri de la anumite branduri, știi, când eu m-am uitat la balea de branduri, ce să zic. Dar, cred că zilele următoare, nici măcar astăzi n-am timp. Să mai urmezi o săptămână în care trebuie să le mulțumesc, să le dai mesaje, să le am început deja, da, păi, na, știi cum e, invici pe mine, le mulțumesc tuturora. Dar... a fost frumos, nu știu, a fost așa sublim, parcă a fost prea scurt. Aș vrea să țină mai mult. E bun, e important că ai avut energie și că a fost multă lume apropiată de tine. Iată, noi avem un brăduleț aici și un pretext ca să vedem oarecum... Iar mă pui la teste. Nu sunt picante, nu? Nu sunt picante. Cu picantul te-ai descurcat bine a doua zi? Păi, mama a zis, mamă, chiar atât de picante erau, nu... Zic că erau, dar zic, primul a fost cel mai... Nu, n-am avut... Să o liniștești pe mama. N-am avut... Te iubește, mama, oricum. N-am avut papile gustative din cauza primei mizerii din aia care mi-ai dat-o. Jur. Nu, aia a fost cea mai cea. Sunt memorabile sosurile astea. Da, mă rog. Fii atent, intră și noi în spiritul sărbătorilor și probabil nu și un prilej așa de introspecție. Și avem aici mai multe globuri cu diferite mesaje și o să vreau să-ți las ție să alegi și ce globuri ai pune în acest brad și, bineînțeles, să ne spui de ce ai ales globul ăla. Pe fiecare glob scrie câte ceva, știi? Iubire, speranță, păi, uite, iubire, fericire, dezamăgire, da, e o emoție, regret, un sentiment. Iubire. Și dacă trebuie să și explici. Păi da, normal. Păi eu zic că fără iubire nu poți trăi. Bine, în primul rând trebuie să fii sănătos. Atât timp cât ești sănătos, fără iubire nu poți trăi. Iubirea e magică, iubirea e unică. Iubirea, bineînțeles, nu trebuie să ne raportăm acum doar la iubirea între două persoane. Iubirea de părinți, de familie, de prieteni pe care o generezi în jurul tău, pe care o primești de la cei din jurul tău. Deci ea e cea mai importantă. Este, fără iubire mori, te veștejește, nu știu. Eu așa sunt. Eu sunt dependent de iubire. Sunt un săgetător convins care trăiește din și pentru iubire. Așadar,
pentru mine. Iar eu când iubesc, Doamne, vorbind așa de o persoană anume, iubesc așa, de toți rărunții. De 56 de ani, cum te simți acum? Te simți iubit așa de oamenii care poate n-au legătură neapărat cu sufletul tău, știi? Sunt oameni care te că e botezat, da. Au făcut niște aine mișto, m-am da, întâlnit cu bine, el. Acum nu sunt ipocrit, că foarte mult, și nu vreau să... Știu că foarte multă lume mă iubește pentru că sunt doar botezat, sau decât. și, dar aș vrea să fiu iubit pentru omul Cătălin Botezatul, pentru că sunt un om ok, nu pentru că am bani sau că îi pot ajuta în anumite te vezi că când e vorba de asta, ai așa un gust amar și uite, te duci la dezamăgire acolo. Dar mulți mă iubesc în anumite momente pentru că îi pot ajuta. Oricum îi ajut dacă pot. Dezamăgire, trădare. Ah, uite, nu știu, uite, hai să zic, uite, luăm și trădare. Ia zi, trădare? Da, pentru că... Ai avut parte de momentele astea? De ce crezi că dacă sunt și sau dacă noi suntem din contră, suntem trădați? Am fost trădați și am fost trădat de oameni cărora am oferit foarte mult credit, în care am avut foarte, foarte multă încredere, pentru care și băga mâna în foc că nu mă vor trăda și nu mă vor vinde, dar și pe care am considerat prieten, că asta e cel mai dezamăgitor, și m-au trădat și m-au vândut. Cel puțin, bine, vorbim acum de prima parte a vieții mele, care tu știi foarte bine, a fost una destul de sinuoasă și de grea, am trecut prin spadă și foc, dar atunci a fost foarte greu și au fost momente mai emoționante pentru toți un puști, eram un puști la început. Care acum să... mai ai oameni care te trădează? Care te-au trădat? Nu, acum am oameni care mă dezamăgesc, dar nu avem dezamăgire aici, așa că mă băgăm la sectorul trădat, care mă dezamăgesc, știi, pentru că i-am considerat într-un fel, i-am privit altfel, eu sunt un tip foarte bun. Plus, chiar dacă spun lucruri pe nume, pe urmă sunt prieten cu tine ca prima, ca, înțelegi? Adică simt nevoia să-ți spun, că altfel mă gâtuie aici, știi? Dar m-au dezamăgit, ți-am spus, pot, spune-mi ce vrei de la mine, îți dau haina de pe mine la propriu, dar nu-mi insulta inteligența. De multe ori îi las pe oameni să creadă că sunt așa, că m-au că făcut, l-am păcălit, că l-am păcălit, dar eu am, știi cum e, am eu o vorbă că te spun, măi, nu uitați că eu am scris cartea, voi sunteți, nici măcar n-ați parcurs primul capitol. Pentru că e viața asta atât de lungă, cel puțin la mine, și am trecut pe niște chestii și am cunoscut, tu știi, am cunoscut niște faze, încă nu e foarte greu ca cineva să mă păcălească. Fie că e femeie, fie că e un bărbat, fie că suntem în afaceri, nu, e foarte greu. E greu, mă las păcălit. Ca să... De asta cu voia ta, ca da. Să meargă treaba ca mai să meargă departe. Treaba mai bine. Așa că punem și trădarea asta aici, că fără trădare, iară nu e viață. Și trădare, așa. Mai vrei să mai au ceva? Dacă mai vrei tu, dacă mai simți nevoia să mai alegi. Te dezamăgire numai că am vorbit așa, ce mai fericire. Fericirea e cu iubirea, fericirea oricum e efemeră, nu există. E o denotiune. Dar tu ești fericit acum? E o noțiune de dicționar. Mai sunt fericit, am momente de fericire pentru că apar uneori persoane, femei în viața mea care mă fac fericit, dar din păcate sunt doar așa, pentru nici eu nu-mi doresc mai mult, adică îmi doresc libertate, sunt un rebel. Toată viața ta ți-ai dorit libertate. Da, și atunci fericirea o iau așa, de unde și cu uite, hai să luăm reușitele, că am vorbit și de fericire, am vorbit și de aia, dar las-o acolo, iar pentru alții. Perfect, mai lăsăm și pentru alții. Da, reușite, ce pot să spun, sunt un fericit. Destinul și soarta mi-au oferit niște lucruri extraordinare, cel puțin în ultimii ani. Am avut cele mai mari reușite profesionale, că despre asta vorbim, că de la alte, dacă stăm să ne gândim, Doamne ferește. Aveți că nu poți să le ai pe toate, și profesional și personal și... Nu poți și sănătate, știi foarte bine, acum 3 ani am trecut pe lângă moarte razant, dar uite că Dumnezeu, pentru că eu cred în Dumnezeu și voi o să se întâmple asta până la capătul vieții mele, și sunt ca o babă din aia, că fac o paranteză. Eu, nu există seară când, înainte de a mă culca, să nu-i mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat șansa să am o zi bună sau rea, din care am avut de învățat și mi-am dus crucea și mă culc. Dimineața îți mulțumesc că mi-a dat șansa să văd lumina zilei și să-mi dea o zi cum vrea el. Pentru că niciodată, și zice, nu mă rog la Dumnezeu, Doamne, dăm bani, Doamne, dăm aia, fă-mă, Doamne, dăm ce crezi tu că am nevoie. Și eu dăm ce crezi tu că am nevoie. Și el îmi dă ce am nevoie. Reușite. Am avut foarte multe reușite. Pot spune că au fost niște ani fantastici cu prezentări. În România nu mai vorbim, că aici nici nu mai e cazul. Am făcut foarte multe prezentări și peste tot, dar am avut prezentări în toate colțurile lumii, cu un public extraordinar. Am câștigat foarte multe premii internaționale, care lumea mă întreabă, da, care sunt mai importante, ala națională sau internațională? Ambele, dar
astea internaționale sunt așa, wow. Iar ți-am spus, bună oară, ultima prezentare, nu știu dacă înainte, am fost după. Am făcut la Palazzo Versace, în Dubai. De seama, am avut niște emoții pentru că erau mai multe coroborate, Versace, școala, toate astea, unde iar am avut un succes wow, wow. Și de acolo mi se trag alte două prezentări pentru anul 2023, care sunt la Burj Al Arab, amândouă în celebrul hotel Burj Al Arab, iar unul în Canada cu o televiziune canadiană. Deci, da. Deci sunt multe, sunt multe reușite. Și, și... De unde mai energia asta? Știi? Adică să-i gata, mă, l-am făcut, acum mă retrag și undeva. Nu și... pot, nu pot. Asta e viața mea. Dacă nu fac aceste prezentări de mod, afaceri sau ce aș face eu, nu... Uite, de mâine și poimine am niște acțiuni caritabile și pentru că fac și astfel de lucruri, oamenii cred de... Eu le fac, nu le fac la vedere, dar în fiecare an, și nu neapărat de sărbători, pentru că la mine nu trebuie să fie Paște sau Crăciun, tot timpul trebuie să fie Paște și Crăciun ca să faci acțiuni caritabile, dar zilele astea am acțiuni caritabile așa pe ore. Și uite, mâine, dacă vrea toată lumea, n-am să spun brandul, deși e prieten cu voi, în cel mai mare... Din asta alimentar din România, știi tu, okay. Prieten cu, mâine voi sta la casierie în Barbu Văcărescu și tot ceea ce se va cumpăra acolo cât voi marca eu, acel brand va dubla suma și va merge la o cauză. Dar ideea e că lumea poate să găsească toate lucrurile astea pe Instagram la tine, pe Facebook la tine. Da, exact. Dacă vă uitați pe Instagram și pe Facebook, puteți să vedeți. Păi Cătălin Botezatul 1. Cătălin Botezatul 1, pentru că doar unul e Cătălin Botezatul. Eu îți mulțumesc mult că ai trecut pe la noi și încă o dată să fii fericit. Mulțumesc. Și să ai succes în continuare. Să avem un an nou bun, fericit. Pentru că tu ești conștient că ești unul dintre cei mai tari designeri din România și nu numai. Nu știu dacă sunt. Vreau să fiu întotdeauna cel mai bun și să mă mențin acolo în top și să nu-mi dezamăgesc publicul și consumatorii de modă Cătălin Botezatul și fanii mei. Pentru ei exist și datorită lor exist și am ajuns aici. Pe final, știi ce vreau să te întreb? Știi că toți mai fac câte o listă cu lucruri pe care vor să le bifeze din punct de vedere personal. Fii atent, e o chestie de superstiție. La 12 noaptea, în fiecare am pe lângă alte chestii pe care le fac, îmi fac o listă cu 10 lucruri care vreau să se îndeplinească. Și până le țin în telefon, în carcasa. Și bifez ce s-a întâmplat. Și să știi că s-a întâmplat. Una singură nu s-a întâmplat. De anul trecut. Dar nu s-a terminat. Da. Ceva personal vrei să faci, nu știu ce, nebunie de asta. Zic, bă, mi-am propus să mă duc să sar cu parașuta, să fac asta cu sportul extrem nu mai pot să le fac din cauza operațiilor, dar... Nu, în genul ăsta, ceva pe care să-ți treci pe o listă, să zici, trebuie să fac neapărat asta. Nu mai uite, eu nu aș o mașină care de ziua mea singură, care mi-a dura. Ca băieții, știi, mai vrei o mașină. Bine, astea sunt niște chestii atât de superficiale. Nu, îmi doresc în continuare să fac prezentări așa, la grande, să mă autodepășesc în continuu, să fiu sănătos cel mai mult, pentru că asta e cel mai important. Dacă nu ești sănătos, nu poți să faci nimic. Și îmi doresc așa un gram de fericire cu cine știu eu și cu cine vreau. Cam de seama că am în vizor pe cineva. Acum știu dacă îmi iese. Întotdeauna la mine să știe. Sunt variante de astea, e aproape imposibil. Știe persoana? Mă, cred că știe, a văzut așa ceva. Am înțeles. Atunci să fie cu succes. Tot din showbiz, stai aici. Tot din showbiz, atunci să fie cu succes și ce să se deplinească. Să dea Dumnezeu. Mulțumim mult de tot, să fii sănătos, fericit și te așteptăm cu mare drag oricând. Din partea mea și mulțumesc. Succes. Perfect. Cătălin Botezatul 1, puteți să-i scrieți pe Instagram, puteți să-i scrieți și pe Facebook și îți mulțumim mult de tot. Peggy, dacă Peggy stă întotdeauna aici, la marginea studioului, cu mâinile în, așa, la piept și cu sufletul la gură, înseamnă că e de succes tot ce se întâmplă. Peggy, mulțumim mult de tot. Mulțumesc. Peggy, să știi că te admiră mult de tot. Mulțumim mult de tot. La mulți ani încă o dată, Cătălin Botezatul. Mulțumesc frumos.